Bun găsit, doamnelor, domnilor, și Hristos a înviat! Îl avem în emisiune astăzi pe domnul Vlad Nicoară, este antrenorul Naționalei de Tineret, preparatorul fizic al Naționalei de Tineret a României. Voiam să spun că face parte din staful tehnic al Naționalei de Tineret, cu care în această primăvară a fost la turneul final din Ungaria, unde România a avut o prestație foarte bună. Din păcate, a fost o grupă extrem de grea, vom vorbi. Este de asemenea antrenor al Naționalei Feminine de Fotbal a României, la senioare, și nu în cele din urmă antrenor, preparator fizic este și la Naționala Feminină și este și preparator fizic la Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii Timișoara. Bine ai revenit, Vlad, după aproape exact un an aici în emisiune. Da, adevărat am înviat, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Evident că începem cu centrul nostru de copii și juniori, unde ai o activitate deja de mai mult timp. Ai fost la celebra grupă de 2003, din care, iată, Alex Borbei este deja la o echipă din Italia, Denis Radu este unul dintre jucătorii de bază a echipei mari și sunt alți jucători în lotul lărgit al seniorilor și alți jucători care urmează să facă probabil pasul în anii care urmează. Unde mai activezi, la ce grupă de copii și juniori? Da, fac parte, cum ați spus, din Centrul de Copii și Juniori deja de câțiva ani și mă bucur că deja ușor-ușor juniori de 2003 fac pasul la echipe de seniori și unii dintre ei cu brio, cum l-ați menționat pe Borbei, pe Denis Radu, și mai sunt multe nume care sper eu cât mai repede să facă pasul la echipa mare și să confirme. Acum, fiind situația cu echipa națională și fiind plecat foarte mult timp, împreună cu colegii mei reușesc sau încercăm să reușim să acoperim toate grupele. Cel mai mult am reușit să lucrez în ultimul timp cu grupa de 2008, antrenată de Orlando Ștefan. Niște copii mici care ușor, ușor se dezvoltă frumos și au potențial. Da, la centrul nostru de copii și juniori sunt foarte multe grupe, nu știu, cred că în jur de 300 de copii sunt. Ceva de genul, da. Da, și printre antrenori, fost jucători importanți pentru fotbalul timișorean și nu numai să spunem de Paleacu, de Cristi Galan, Tavi Popescu, care i-a dat gol lui Atletico Madrid. Da, și alții, sigur că da. Paul Codrea, să mă ierte cei pe care nu-i numesc acum din criză de timp, pentru că avem multe subiecte de abordat. Vlade, pentru că ești chiar în domeniul ăsta și pentru că pandemia a trecut, iată, deja mai mult de un an de când pandemia a pus la pământ toate competițiile juvenile, printre care și juvenile și altele, desigur, a fost foarte, foarte greu pentru acești copii care cine știe când își vor relua activitatea organizată, mă refer la meciuri oficiale, competiții județene și așa mai departe. Da, pandemia asta chiar și-a pus amprenta asupra copiilor și cel mai mult au de pierdut ei, copiii, pentru că pe lângă că n-au avut competiție, nu au fost la școală și copiii au nevoie să stea într-un cadru cu alți copii de vârsta lor, să aibă discuții, să se dezvolte. Și cred că cel mai mult, repet, din situația asta au avut de pierdut copiii. Competițiile tot s-au anunțat că încep, după aia nu mai încep, testări PCR, testări rapide. Chiar eu am obosit deja să mai urmăresc tot șirul ăsta de evenimente, pentru că, repet, e foarte greu pentru copii să aibă ceva clar acum, să știe că joacă peste 3 săptămâni. Pot apărea diferite situații și iar o iarăznă. Da, în afară de Liga Elitelor la Under 19, Under 17 și de curând și Under 16, sigur că federația a anunțat că se reiau și campionatele naționale de juniori, adică eșalonul secund, să zic, la Under 19, Under 17, dar la grupele mici, iată, este o pauză. Sunt unele grupe care n-au mai jucat meciuri oficiale din noiembrie 2019. Este tragic. Enorm. Un copil nu poate crește deci n-au mai jucat poate nici meciuri amicale, nu numai oficiale. Un copil nu poate crește numai prin antrenament. Da, și din păcate, mai ales situația din Timiș, unde au fost foarte multe cazuri. Nici măcar antrenamente n-au putut desfășura. I-au oprit să facă antrenamente. Țin minte că am avut o situație cu una dintre grupele de la centru,
Am început pregătirea, am lucrat 7 zile, după aia 10 zile pauză, stare de urgență sau nici nu mai știu exact. După aia din nou 7 zile, din nou 10 zile. Chestia asta, pe lângă că îi afectează din punct de vedere social pe copii, îi afectează ca și performanțe. Absolut, plus școala asta online, unde nu se mai fac orele de sport, e logic. Nu poți să faci sport online. Mă rog, da, să trecem la și să sperăm că Dumnezeu își va arăta fața spre noi și vom reveni la ce a fost înainte de 2020. Ne vom vedea de fotbalul nostru și de viața de zi cu zi. Vreau să trecem acum la subiectul Naționala de Tineret. Din cauza programului foarte dens pe care l-ai avut după turneul final din Ungaria, această emisiune are loc abia acum, pentru că ai fost tot plecat. Sincer, într-o grupă atât de grea cu Olanda, mă rog, țările de jos, cum da, vor ei să se numească acum, deși să precizăm foarte clar, denumirea țării a rămas aceeași în limba lor, în olandeză sau neerlandeză, cum se numește oficial, adică Nederland se numește țara, numai că ei au solicitat străinii să nu le mai spună Holland, Olanda, cum zicem noi, să le spună țările de jos, într-o încercare de rebranduire, am citit, pentru că denumirea de Olanda e asociată cu celebrul, eu știu, cartier al felinarelor roșii din Amsterdam și cu alte lucruri ce țin de droguri și ei vor o rebranduire. Ok, dacă ei vor să le spunem așa, le spunem așa, e ca și analogia Côte d'Ivoire, Coasta de Fil, deci n-are rost să intru în amănunte, cercetați un pic pe internet și veți vedea ce spun. Și tot Olanda, ne-am obișnuit noi să spunem așa, Olanda, Germania și Ungaria, chiar țara gazdă, o grupă foarte, foarte grea, cu două mari favorite. Și vreau să povestim puțin mai pe larg despre acest turneu. Iată, a doua ediție consecutivă a acestei competiții, unde România la turneul final are o prestație, a spune, extraordinară, mai ales în comparație cu celelalte sectoare ale fotbalului românesc, seniorii, juniorii, unde suntem praf. Antrenorul principal, Adrian Mutu, te-a cooptat în staful lui. Este o mare mândrie pentru Timișoara, iată că am avut un reprezentant acolo. Capitanul, de asemenea, a fost un timișorean, Marius Marin, chiar fost jucător la noi la Politehnica. El era foarte tânăr atunci și a plecat direct în Italia, la Sassuolo, dacă nu mă înșel, da, în 2016, da. Hai să ne povestești despre acel turneu, despre pregătirea lui, despre tot ce a însemnat această competiție. Da, prima chestie care probabil este cea mai importantă, lipsa fanilor. Pentru că, cum tot se spune acum în ultimele zile și cu Superliga, fotbalul este pentru suporteri și din păcate noi n-am avut parte de ei alături de noi. Superliga Europei, acest proiect născut, eșuat din fașă. Da. Cum ați întrebat despre pregătirea turneului, a fost un amplu proces, pentru că noi nu l-am pregătit cu 10 zile înainte, noi l-am pregătit cu luni, cu multe luni înainte, fix după meciul cu Danemarca, după ce am reușit să ne calificăm 1-1 în noiembrie. Da, și după ce am reușit, după ce ne-am aflat grupa, noi deja am început să pregătim, întreg staful tehnic a pregătit, a analizat adversarii, a analizat jocul nostru și am încercat să găsim cele mai bune soluții și cea mai bună abordare pentru grupa din care am făcut parte. Din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere al staffului, cred că am reușit ceea ce ne-am propus, pentru că, în primul rând, am reușit să jucăm și să arătăm fix ceea ce am antrenat, adică am reușit, sau jucătorii au reușit să pună în practică ceea ce Mutu împreună cu noi am propus și le-am antrenat. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem mulțumiți, chiar dacă nu am reușit să ne calificăm. Da, fizic, pentru că e sectorul tău, fiind preparator fizic la echipă, fizic echipa am văzut că a stat foarte bine în duelurile cu olandezii și germanii, care sunt jucători prin tradiție foarte, foarte fizici, să zic așa, provin din școala anglosaxonă, germanică de fotbal, bazată pe foarte mult, eu știu, contact, chiar agresivitate în sensul bun, travaliu, dăruire și așa mai departe. Și echipa am văzut că a stat foarte, foarte bine și la capitolul ăsta, și tactic, și tehnic. Ne-a lipsit foarte, foarte puțin să ne calificăm.
Iată că am părăsit turneul fără înfrângere, așadar să ne reamintim 1-1 cu Olanda, 2-1 cu Ungaria și 0-0 cu Germania. Cu un gol contra Germaniei am fi fost în partea a doua a turneului, care va începe la finalul lunii mai, că iată pandemia și aici a produs o ruptură între cele două perioade ale turneului, un caz cu totul inedit în istoria fotbalului, dar asta e situația. Să luăm pe rând puțin meciurile. 1-1 cu Olanda, unde am început mai temător, oarecum am luat gol, dar foarte, foarte repede lovitura liberă a lui Andrei Ciobanu de la Viitorul Constanța ne-a readus, cum se spune, în joc și am avut în repriza a doua niște ocazii uriașe. Chiar am fost peste ei în finalul meciului și puteam să câștigăm fără probleme. Da, noi am avut foarte multe ocazii clare, mai ales în ultimele minute când am avut două sau trei ocazii. Pașcanu, Ciobanu, Itu au avut niște ocazii care puteau să ne aducă victoria și altfel era poate și abordarea celorlalte două meciuri și poate acum ne pregăteam pentru fazele următoare. Asta este, până la urmă, asta este fotbalul și noi ne-am făcut treaba. Mai trist este faptul că nu ne-am calificat având același punctaj cu primele două clasate care s-au calificat. Da. Contra Ungariei, în al doilea meci, țara gazdă a turneului, alături de Slovenia, dar toată grupa asta s-a desfășurat, cum bine știm, în Ungaria, au reușit să ne conducă, au marcat ei fiind deja în 10 oameni după ce au avut o eliminare în finalul primei reprize, pe un contraatac, pe o greșeală noastră, mă rog, au reușit să deschidă scorul, însă echipa a dat dovadă de o dăruire extraordinară, a fost, practic, ea masat în treimea proprie și am reușit să întoarcem scorul 2-1 prin gol Pașcanu, golul de 2-1, în urma unui corner, dacă bine mi-amintesc. Da. Ungaria e o echipă foarte bună, o echipă foarte arțăgoasă și noi primul gol l-am luat în urma unui presupus fault. La Haruț, da? Da, oricum acum nu prea contează pentru nu că contează, e istorie. Sigur. E bine că am reușit să întoarcem rezultatul și am câștigat cele 3 puncte. Și a venit meciul decisiv cu Germania. Puteam să marcăm, mi-amintesc de o bară a lui Mățan chiar în debut, în primele minute. Au avut și ei un penalti ratat. În repriza a doua n-am reușit să jucăm așa cum ne-am fi dorit. Sigur că e Germania, o echipă la orice nivel și întotdeauna extraordinară. Puteam mai mult, puteam să riscăm mai mult în meciul cu Germania. Nu e vorba acum să analizăm noi tactica lui Adrian Mutu, dar ne trebuia un gol totuși. Da, eu cred în abordarea pe care am avut-o noi și de ce zic chestia asta? Pentru că noi, staful tehnic, am știut foarte multe chestii și am avut foarte multe informații despre echipa Germaniei și cred că a fost abordarea corectă. Este păcat că n-am reușit să dăm gol, dar să nu uităm, cum ați spus, că ei stau foarte bine fizic și erau, în ghilimele spus, niște animale. Ei sunt așa pentru că trec printr-un proces de mici. O precizare pentru CNA, nu vreau să avem nicio problemă la emisiunea asta noastră. Se spune în fotbal, așa, în sport în general, pentru niște sportivi foarte, foarte puternici. La asta e referirea lui Vlad. Da, clar. Ei trec printr-un amplu proces și într-un proces gândit din punct de vedere fizic, tactic, tehnic, de mici. Ceea ce sper și la noi în anii următori să se întâmple și să reușim și noi să ne ridicăm la nivelul țărilor mult mai dezvoltate decât noi. Deci, repet, cred în abordarea pe care am avut-o în meciul cu Germania. M-a surprins foarte mult Adrian Mutu, nu doar acum, deja din preliminarii am văzut un om foarte calculat, foarte așezat, foarte dornic să reușească în meseria asta, care e mult mai grea decât meseria de jucător. Și am văzut o abordare, cum spuneai și tu mai înainte, o abordare foarte realistă a meciurilor, spre deosebire de ce am văzut la Naționala de Senior, dar nu are rost să ne enervăm, suntem în zile de sărbătoare, nu vorbim de Naționala de Senior. Chiar a fost o mare surpriză Adrian Mutu, cred că pentru toată lumea, el ca antrenor. Și să sperăm că fotbalul românesc prin acești tineri, printre ei, iată, Marius Marin, capitanul naționalei în primele două meciuri, pentru că în al treilea a fost suspendat cu Germania. Sincer, o ascensiune
pe care nu i-aș fi prevăzut-o în ultimii 2 ani, un an și jumătate. Abia a debutat în Naționala de Tineret, mi-amintesc, prin toamna 2019. Dar iată, a ajuns un pilon al echipei. Da, da, este un jucător foarte bun și știu ca și ceilalți jucătorii, are foame de performanță, are foame de muncă și chestia asta a arătat-o în teren și de aia a ajuns și capitanul echipei, de aia a ajuns să facă performanță, de aia lumea în Italia are încredere în el și îl apreciază. Da, el joacă în Serie B, acum așteptăm să-l vedem și în Serie A, pentru că are potențial foarte bun, iar foarte important, evoluează pe un post extrem de deficitar în fotbalul românesc, mijlocaș la închidere. Mijlocașul acela la acoperire, clasic, să zic așa, în fața apărării. Vedem că la echipa mare noi nu mai avem, jucăm în fața apărării, eu știu, cu Răzvan Marin, cu Nicușor Stanciu, care nu mai mijlocași închizători nu sunt. Și ne bucurăm că Marius Marin a trecut prin curtea Politehnicii Timișoara, a plecat de aici după promovarea în Liga a doua, în 2016, era un tânăr de doar 18 ani. Au fost de asemenea în lot doi jucători care au trecut pe la echipe din Timișoara, Haruț, care este timișorean și a jucat la ACS Poli, și să nu uităm George Ganea, care atunci când era copil și tatăl său, fostul mare internațional Ionel Ganea, juca aici la Poli Știința sau FC Timișoara, că a avut mai multe denumiri aceea, echipă susținută de noi pe atunci, de Peluza Sud. Pe când tatăl său juca, l-am avut chiar pe George într-o emisiune, la o altă televiziune. George avea 9 ani pe atunci și a fost prima emisiune de televiziune din viața lui. Juca la Liceul Banatu, dacă nu mă înșel, la grupa antrenată de Pavel Velcotă. Da, e îmbucurător faptul că sunt mulți jucători care sunt din Timișoara și au crescut în Timișoara. Trist este faptul că orașul ăsta nu găsește resursele necesare să le ofere un mediu sau o echipă unde să joace și să arate, da, că sunt... Vlad, repet, suntem în zi de sărbătoare, vorbim doar despre ce e frumos. Da. După turneul final din Ungaria, ai plecat la Naționala de Junioare Under 19, vorbind de fotbal feminin, unde de asemenea ești preparator fizic sau ai fost doar pentru această acțiune? Nu. Am fost pentru această acțiune preparatorul național Under 19. În viitor nu știu dacă voi fi cu junioarele. A fost o situație în care era nevoie de cineva și am fost acolo. Da. Ce fel de acțiune a fost? A fost o acțiune de cunoaștere a jucătoarelor, oarecum. Cu noul antrenor Ion Marin, fostul mare fundaș al lui Dinamo din anii 70-80. Era titular la Dinamo, libero, juca în echipa care a jucat semifinale de Cupa Campionilor Europeni, Liga Campionilor de azi, după ce a eliminat pe Hamburg, deținătoarea un titlu a trofeului. A fost eliminată Dinamo atunci de Liverpool, celebrul Liverpool al lui Ian Rush, Dalglish, Souness și așa mai departe, o echipă mult peste ce vedem acum pe Anfield Road, credeți-mă că știu ce spun, chiar peste echipa asta a lui Klopp, mult peste echipa aia era. A fost, da, o paranteză. Da. A fost o acțiune de cunoaștere, repet, pentru domnul antrenor Ion Marin, un antrenor cu multă experiență și, în primul rând, un om bun. Chiar mă bucur că am avut șansa să lucrez cu el și să am o grămadă de discuții productive cu dânsul. Da. Naționala de senioare, care mai e activitatea la lot? A avut un ultim meci cu Croația, meci oficial. Da. Câștigat 1-0 în deplasare, în februarie, dacă nu mă înșel. Da, a fost un meci restanță. Un meci restanță. La fel, cu un nou antrenor, pentru că au apărut schimbări și la nivelul Naționalei Mari. Noul antrenor al Naționalei de Tineret în locul lui Mirel Albon este Cristi Durca, fostul internațional. Mirel Albon, o legendă a fotbalului feminin din România. Clar. Iar Cristi Durca, iarăși, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Stoperul din Naționala României era rezervă, sigur, dar și juca la acel turneu final, la Mondialul din 98. Fiul său a fost în lotul naționalei de tineret acum în Ungaria, Marco Dulca. Da. Joacă la Târgoviște, e împrumutat de la Viitorul Constanța. Da. La naționala feminină a fost, repet, un meci restanță în care a reușit și Cristi să cunoască fetele, să vadă care este nivelul, el nemai lucrând niciodată în fotbalul feminin. Ca și Ion Marin, de altfel. Da, ca și Ion Marin.
și cred eu lucrurile sunt pe drumul cel bun. Da, iată o politică interesantă a Federației Române de Fotbal. Să spunem că președintele FRF, trebuie să precizăm acest lucru, în data de 20 aprilie, recent, foarte recent, la al 45-lea Congres UEFA, desfășurat la Montreux, în Elveția, a fost ales membru al Consiliului FIFA. Asta e un fel de comitet executiv, numai că așa se numește el, Consiliul FIFA. Adică printre greii fotbalului mondial, unde n-a ajuns niciodată niciun român, totodată prin această numire automat devine și a devenit membru al Comitetului Executiv UEFA, ultimul român în această funcție și singurul de altfel până atunci a fost Mircea Sandu, până în 2015. Și la doar 36-37 de ani cât are Răzvan Burleanu, este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar pentru fotbalul românesc. Avem un român acolo la unde se decid destinele fotbalului pe planetă și sperăm ca acest lucru să ajute mult creșterea fotbalului românesc. E mare nevoie de asta, dar voiam să spun că o politică interesantă în privința naționalelor feminine de a numi foști jucători emblematici pentru fotbalul românesc. Da. Suntem pe final, pentru că timpul zboară și am avut multe subiecte. Vlade, vreau să te întreb, ai o activitate atât de bogată și ești un om foarte tânăr. Câți ani ai? Am 24 de ani. 24 de ani, mulți înainte. Mulțumesc. Este extraordinar că un tânăr timișorean, iată, se învârte prin naționalele României. Bravo, Vlade! Eu mă bucur tare mult și trebuie să apreciem valorile atâtea câte mai sunt în sportul timișorean, pentru că, din păcate, condițiile pe care Timișoara le oferă fac ca valorile să plece de aici. Și am mai spus-o de câteva ori și o mai repet, nu poate Universitatea Politehnică să le facă pe toate în sportul din oraș. Este nevoie de mai mult sprijin. Avem campion național de seniori la scrimă pe Benjamin Bodo, avem campion național la atletism, la tineret pe Anita Zaru, la not recent am avut un campionat, un medaliat cu aur la Cupa României. Trebuie mai mult sprijin pentru sportul timișorean. Vlade, un cuvânt de încheiere, te rog. Sper, cum ați spus și dumneavoastră, să se dezvolte cât mai rapid și cât mai sănătos sportul în Timișoara, nu neapărat fotbalul, pentru că Timișoara are nevoie de sport și are nevoie de oameni de calitate și sper că în cel mai scurt timp să reușim să construim ceva sănătos. Eu sper că să nu te vedem în curând la Steaua, la CFR Cluj sau la CSU Craiova. Sper să rămâi aici în Timișoara. Știu că ești foarte apreciat la Federația Română de Fotbal și încă o dată, Vlade, noi, eu cel puțin mă mândresc cu tine. Mulțumesc frumos! Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului.